Bine m am găsit la un episod, un episod în care vreau să vă prezint o mașină destul de interesantă. Știu că dacă sunteți abonați mai vechi, probabil aveți un sentiment de deja vu, pentru că a mai fost o perioadă în care o mașină de genul ăsta circulat pe YouTube și a fost destul de mediatizată, ca să zic așa. Iar în acest episod o să vă arăt un seria 3. 335 diesel care de altfel mi se pare o motorizare foarte tare și cu siguranță pe un seria 3 E90 își face treaba fără niciun fel de problemă. Dar până să ajungem acolo vom vorbi puțin despre mașină și despre faptul că da, acum ceva timp am făcut clip și eu și 99 și alții cu privire la un E90 care avea 750.000 de km iar pe autovit mașina figura cu 250.000. Deci da, era vorba de 500.000 de km la ține apoi. E bine, mașina asta are 747.841 se văd și în bord. Este automată, mă rog, asta denotă faptul că mașina ca și model este destul de fiabilă, rezistentă în timp și ajunge la un număr de destul de mare de kilometri, plus că motorizarea asta totuși nu e cea mai fiabilă. Așadar, înainte de a la episod, asta este cealaltă mașină ce a circulat atunci pe net. M-am luat după numărul de referință, asta de exemplu este 2007, 755.000, 2006 și s-a vândut pe 3.800 de euro. În țară cred că era la 7.500, nu știu exact. Oricum, cred că s-a găsit cumpărător până la urmă pentru că, na, e BMW, e Sport, e Diesel, e ce trebuie. Ca și de o mică o comparație. Într-adevăr, asta arăta mult mai bine, era și X Drive și arăta extrem de bine pentru 755.000 de, de km. Cârțile, scaune, navigație mare, automată, tot la fel, o mașină foarte ok foarte, foarte ok. Xenon pentru trapă, deci mașina foarte rotată. Iar cine a avut-o și-a dotat-o foarte bine de nou și a mers. Mașina chiar a mers. Nu știu dacă s-a vândut în țară, bănuiesc că da. Dar, da, sunt mașini total diferite. Iar asta pe care vreau să vă arăt acum, oricum o să vă las seria de șaseuni de descriere de la ambele, pentru că se știe foarte bine ce se practică pe la noi prin țară, din păcate. Și, din păcate, legea prea permisivă, poate. Deci, 2007, 747.000. Diesel, automat, 286 de cai, avem și serie de jasiu, am făcut și o verificare pe car vertical să vedeți exact despre ce este vorba, asta în cazul în care ajunge la noi în țară. Mă rog, astea sunt punctajele la dealer, îi puțin contează. Pozele sunt de proastă calitate, dar are farul cu Xenon care vine automat cu spălătoare, 335 diesel, mașina nu pot să zic că arată rău, adică pentru kilometri mi se pare că se prezintă foarte bine exact ca și cealaltă, de asta și zic că este o pradă destul de mare pentru anumiți vânzători care nu sunt cei mai cinstiți, și ar cumpăra mașina asta pentru revânzare, bineînțeles să o întinerească. Într-adevăr, mașina nu are navigație, foarte prost făcute pozele, nici încălzele ca nu cred că are. adică cu siguranță nu va ajunge la prețul pe care l-a avut cealaltă, pentru că cealaltă era mult mai dotată și arăta mai bine să joc cu ridica și culoarea. Probabil aici ultimele sticle de apă înainte să o bagi în legislație. Mă rog, cutie automată. Scaunele arată extrem de bine, totuși e vorba de 750.000 de km. Grieturii și colo, cred că asta ar trebui să fie ultimele griji când vorbim de o mașină din asta. Dacă mergem la rubrica de daune, deteriorat și care ce cu aprins. Bineînțeles că Șansa, deci mare atenție, mașina are 747.000 de km și totuși șansa mare să câștige această mașină este la 4.000 de euro. Adică tot nu se vinde pe degeaba. Și văd că deja avem un licitant, mă rog, mașina mai are un 10 și 13 ore. Aș vrea să postez clipul ăsta până să expiră mașina din licitație. Da, numărul de referință se poate vedea aici dacă vreți să o căutați pe site. Deci avem 4712096. Eventual dacă ajunge în țară puteți să o căutați pe factura de la Adesa. Deși mai nu am înțeles că se falsifică și facturile din țară. Păcat. Da, avem pe cineva care a licitat, deși sincer să fiu probabil și dacă vei oferi 3000 de euro, cred că îți vor vinde mașina din cauza kilometrilor. Și că tot vorbim de kilometri, avem serie de șasiu, comparăm aici foarte frumos, o să dăm un search și aici avem deja seria de șasiu, plus aici. Adică am făcut deja raportul pentru că voiam să văd dacă are și accidente sau ceva în înregistrat la kilometraj. Așadar, Activitatea a fost fabricată în 2007, înmatriculat, lucrări de întreținere și a fost la reducere în, uh, de fapt, acum două luni mai exact. Bun, nu este furată, kilometri parcurs, ia uite. Și dacă o vezi în țară, deci în 2010 avea 175.000 de mii și o vezi în țară pe la 219.000, mii, acum 8 ani de zile. Mă rog, kilometrajul este desfășurat, ceea ce este un lucru foarte bun, pentru că na, este pe serie de șasiu. Și 778.000, începând de azi, kilometrajul estimat al acestei mașini trebuie să fie ăsta, Da, unei că nu are și dacă au fost, au fost făcute cine știe unde. Echipare în engleză, sedan, seria 3, 335 diesel, 2007, Germania, volan pe stânga. Okay. Aici sunt dotările de fabrică, de multori. recomand să vă uitați și la astea pentru că puteți compara dacă mașina are anumite dotări de fabrică sau nu. Și prin asta, uite, de exemplu, Glazruf, uh, Trapa puteți să verificați dacă are astea de jante de aliaj pe ea, nu știu, dacă are volanul din piele, dacă are suspensiile sport, pentru că așa vă dați seama dacă mașina aia a fost măzluită sau nu, baterie și așa mai departe. Și aici avem pozele, cred că mașina a fost pusă la vânzare exact cu aceleași poze, nu știu ce au cenzurat numărul, dar oricum sunt în principiu aceleași poze și sunt de acum două luni de zile. Da, în principiu sunt cam aceleași poze. Ce să verifici la acest model, Defecțiunea ale calculatorului, filtrul de PFS se poate înfunda la mașinile care nu au mulți kilometri în bord ok, dar uite ăsta e genul de raport pentru care ai fi dat 5 euro maxim sau cât costă el 55-60 de lei cu reducerea pe care o ai în descriere și ți-ar fi dat poze chiar dacă n-ar fi înregistrat kilometri ai fi văzut kilometri aici. Deci plus că dacă mașina a fost acum două luni din nou în licitație, cu siguranță acum o vor vinde pe un preț ok. Da, nu sunt mai multe intrări, ca să zic așa, la rezumatul ăsta, la activitatea identificată, însă când mergem la kilometri parcurs, se vede foarte clar că, mamă, deci aici a mers 9000 de kilometri într-o lună. De adevăr, mașina a mers. Aici în 4 luni a mers 20.000. 5.000-6.000 la lună, cam așa, nu e chiar mult, că totuși în Italia avem, avem, că nu stă acolo au italieni autostrăzi, adică nu sunt chiar ca noi. Și aici, în 2 ani, am mai făcut. Deci mașina, chiar dacă avea kilometri, mașina a mers. Iar aici, aparent, sunt kilometri mai puțin după 2 luni de zile, adică... Da, mă rog, e irrelevant. Ideea e că mașina are niște kilometri și asta are ceva kilometri și totul s-a vândut destul de ok, adică a avut un preț ok, zic eu, dar și X-Drive și foarte dotată mașina. Iar aici, serie deja se o aveți la vedere, mașinii de Italia la daune aici spune care ce cu aprins, dotări, este o listă de dotări cum pe scurt. Ideea este că mașina mai are timp de stat în licitație și părerea mea e că nu se văd kilometri pe ea. De asta o văd de genul de mașină pe care cineva care nu are scrupule și nu l interesează ar cumpăra o pentru că se caută motorizarea asta, fie pe 535, fie pe 335, diesel pentru care are o putere mare, Seria 3 e o mașină mică, totuși, adică dacă vorbim raportat la un Seria 5 și automat ca ăștia se vor simți foarte, foarte bine pe ea. Dar asta e alegerea fiecăruia și de asta vă recomand oricât de des puteți, oricum puteți să verificați mașinile. Chiar dacă poate nu vă va da foarte multe informații în raport, verificați mașinile pentru că puteți afla kilometri, puteți primi poze. Nu e obligatoriu să dea la toate mașinile, dar măcar ați verificat-o și vedeți exact despre ce este vorba. Pentru că mulți poate nu știu să caute pe sau nu ai numărul de referință și așa mai departe și cu siguranță pozele astea te pot ajuta foarte mult. Plus că de multe ori poți să verifici cu numărul de matriculare de Italia, doar că aici vă chei cenzurat. La fel aici dacă ai putea să cauți pe sau o să vezi direct numărul de matriculare și verifici acolo. Așadar, întrebarea mea pentru voi este următoarea. Credeți că ar merita mașina asta, nu știu, 3000-4000 de euro cât ar costa adus în țară, cred că automat în țară cu siguranță ar pune la un preț mai mare pentru profit. Personal, tin să cred că mașina merge bine la kilometri ăștia, except în faptul că are a prins în bord, dar eu zic că merge ok și probabil intervenții foarte mari au fost deja făcute la ea, dar nu avem de unde să știm chestia asta, așadar, dacă aveți anumite sugestii și părerea voastră chiar mă interesează, să-mi spuneți și mie în comentarii despre mașinuța asta cu aproape 750.000 de km. Un veritabil 335 diesel. Cam asta ar fi episodul, aștept părerea voastră în comentarii, noi ne vedem la următoarele episoade. Vă salut!